Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina-Suceava derulează campania de verificare a lăcașelor de cult cu risc ridicat de incendiu din județ. Acțiunea are ca scop prevenirea situațiilor de urgență care s-ar putea produce pe timpul oficierii slujbelor de flori și de înviere, prin înlăturarea cauzelor generatoare de incendiu sau de alte evenimente nedorite. Verificate sunt și instalațiile electrice în vederea prevenirii izbucnirii unor eventuale incendii. Totodată, preoții și personalul neclerical sunt instruiți cum să prevină situațiile de urgență, dar și cum să acționeze în cazul producerii acestora. Acțiunile de supraveghere a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special de către credincioși, dar și de asigurare a intervenției operative în cazul producerii unor situații de urgență, vor continua și în noaptea de înviere. Reprezentanții sub Bucovina-Suceava dau câteva sfaturi pentru a avea sărbători pascale fără evenimente fierbinți. Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult se permite în limita capacității bisericii în scopul evitării producerii de accidente. Se mențin ușile de acces și evacuare în poziție deschisă în mod obligatoriu. În condițiile unui număr foarte mare de participanți se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, ori autocarilor și microbuzilor, se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospeciale de intervenție pentru situații de urgență în cazul unui eventual incendiu. Se asigură întreținerea corespunzătoare, verificarea periodică și remediarea tuturor deficiențelor de la instalațiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de preparat și încălzit de către personal autorizat. Pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, se evacuează din interiorul lăcașului de cult covoarele, mochetele, scaunele și băncile nefixate ferm de pardoseală. În cazul producerii unui incendiu, se acționează de urgență pentru 1. Evacuarea tuturor ocupanților clădirii, precum și a bunurilor importante adăpostite în ordinea valorii. Anunțarea incendiului la numărul unic de urgență 112, stingerea incendiilor cu mijloacele de primă intervenție până la sosirea pompierilor militari.